Imagini filmate într-una din fântânile arteziene din centrul municipiului Pitești, când afară erau 35 de grade Celsius și unde un bărbat și-a găsit locul să se răcorească și să facă baie. Este pentru a doua oară când face acest lucru, pentru că și săptămâna trecută polițiștii locali l-au surprins în aceeași ipostază. Baia l-a costat pe cel în cauză 1000 de lei, amenda dată de polițiștii locali. Două persoane au fost depistate în timp ce făceau baie în acele fântâni arteziene din centrul municipiului nostru. Una dintre ele, mai mult decât atât, avea asupra lui și săpun cu burete pentru a se spăla mai temeinic, să spunem. Această persoană a fost sancționată și săptămâna trecută de către colegii mei. Deci a făcut o obișnuință în a se spăla în centrul Piteștii. Da, din păcate și canicula probabil că îi face să recurgă la acest gest, dar ținând cont că totuși este centrul municipiului Pitești, ar trebui să fim puțin mai atenți și să avem grijă și de cetățenii care tranzitează această zonă frumoasă noastră, centrul municipiului. Și noi nu tolerăm așa ceva. De fiecare dată când vor fi depistați, ținând cont, repet, și de caniculă, probabil vom mai avea astfel de cazuri, îi vom sancționa. Și sancțiunea nu este deloc mică, sancțiunea este de la 1000 la 2000 de lei. Și nu este singurul. Polițiștii locali l-au prins și pe un tânăr de 22 de ani, care și el făcea baie în fântâna din fața primăriei Pitești.